studiul nostru în veacurile viitoare. Ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție harului său în bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus. Efeseni, capitolul 2, cu versetul 7. Știința mântuirii este știința tuturor științelor. Știința care este studiul îngerilor și al tuturor ființelor inteligente din lumile necăzute, știința ce angajează atenția Domnului și Mântuitorului nostru, știința cuprinsă în scopul conceput de mintea celui infinit, ținută în tăcere din timpuri veșnice, știința ce va fi studiul mântuiților lui Dumnezeu de-a lungul veacurilor nesfârșite. Aceasta este cel mai înalt studiu în care se poate angaja omul. El va dezvolta mintea și va înălța sufletul mai mult decât orice alt studiu. Îngerii doresc să contemple tema mântuirii. Ea va fi studiul mântuiților de-a lungul veacurilor nesfârșite ale veșniciei. Nu e așa că merită gândirea noastră atentă și studiul nostru acum? Studiul întrupării lui Hristos, jertfa lui ispășitoare și lucrarea lui de mijlocire vor angaja mintea studentului sârguincios atât cât va dura timpul și privind la anii nenumărați ai cerului, el va exclama: mare este taina evlaviei. În veșnicie vom învăța ceea ce, dacă am fi primit iluminarea ce era posibil a fi obținut aici, ar fi deschis înțelegerea noastră. Temele mântuirii vor preocupa mintea, inima și limba celor răscumpărați de-a lungul veacurilor veșnice. Ei vor înțelege adevărurile pe care Hristos a dorit multă vreme să le deschidă ucenicilor săi, dar pe care ei nu au avut credință să le cuprindă. Mereu și mereu vor apărea noi aspecte ale perfecțiunii și slavii lui Hristos. Prin veacurile nesfârșite, credinciosul stăpân al casei va scoate lucruri noi și vechi din comorile sale. Dacă ar fi fost posibil să obținem o înțelegere deplină a lui Dumnezeu și a adevărului său, n-ar mai fi pentru noi nicio descoperire a adevărului, nicio cunoaștere mai înaltă, nicio dezvoltare. Mulțumim lui Dumnezeu că nu este așa. Datorită faptului că Dumnezeu este infinit și în El se află toate comorile înțelepciunii, avem posibilitatea ca de-a lungul veșniciei să cercetăm mereu, să învățăm mereu și totuși să nu epuizăm niciodată bogățiile înțelepciunii, bunătății și puterii sale. Amin.